Astăzi, 23 august 2016, eu, cetățeanul Donos Teodor, născut în anul 1921, la 25 decembrie, vă comunic evenimentele care eu am fost martor la ele. În anul 1943 am fost mobilizat la Armata de Jandarmi, Centrul 2 Găiești. Și am făcut 6 luni de zile de armată. După 6 luni m-au repartizat la postul de jandarmi Băile Ulănești, cele mai principale băi din România. Acolo stând, nu mai știu anume, că n-am notat datele, zilele, lunile, dar pur și am fost și am văzut ce s-a întâmplat. La ce și am fost eu martor și am văzut. Nu știu pe ce dată, am avut înștiințare la postul de jandar, că au venit în băi pentru o odihnă de 2 săptămâni, jumătate de lună, Mihai, regele Mihai cu ministrul Mareșal Antonescu, Ion Antonescu. Am avut cunoștință, am avut înștiințare, dacă postul de jandar, întotdeauna avea date despre evenimente. După o săptămână am avut înștiințare, am aflat că Mihai a plecat și a rămas Antonescu singur să continue cele 2 săptămâni de odihnă în băi, la hotelul băilor. Într-o zi, nu știu anume și dată și fost, dar știu că prin august asta a fost, prin august. Am primit ordinul să mă prezint la Antonescu, la vila unde este, ca să-i conduc, să fac o plimbare în prejurul băilor Ălenești, câteva sate acolo, să fac o plimbare, să vadă cum trăiește lumea, cum pe acolo, pe... Și eu mergeam înainte, la 100 de metri înaintea lor. El mai avea un reprezentant cu dânsul, nu știu ce e fel de, că era general, că era, n-am avut cunoștință despre asta. Și din loc în loc sta și ajungea într-o poiană pe acolo, sta jos și se odihneau, mai vorbeau. La un moment dat, acolo la un popas, mă cheamă, cum și de el jos, de jos, mă cheamă Antonio, că era îmbrăcat în haine suri, știi? Și mă cheamă, camarade, dă-te mai încos. M-am prezentat, m-am dat, eram la 100 de metri de la el. El avea o gardă care mergea în prejurul lui, prin copac, prin pădure, pe un fel de pază era. Mă întreabă, de unde ești, camarade? Eu îi spun că din județul Soroca, comuna Cerepcău. Ei, zice, el așa îngândurat, zice, Basarabia e ocupat de bolșevici. Și m-am prezentat, am continuat drumul și am făcut un crug așa în prejurul băilor. La un kilometru, așa, poate, de la băi. Și am continuat până la vila unde stătea el și eu am venit la post. A doua zi, așa, a doua zi, stam pe coridorul postului de jandarmi. Clădirea care unde era postul de jandar, era cu 2 etaje, jos era postul de jandar, etajul de jos și sus era primăria băilor Olenești. Și stând pe coridor, departarea de la postul de jandar pe la vila unde alături acolo era restaurantul băilor, hotelul băilor, acolo au avut ei odihna. Dacă era cât 500 de metri, dacă era,
de la post jandarmi. Deci priveam, vedeam, ce se vede. Era o stradă așa, de la, văd că apare un militar. Un ofițer fără grade, îmbrăcat în haine ofițerești, haine. Și vine la mine și îmi dă bună ziua, deci camarade, aveți telefon aici? Zic, avem. Nu eram interzis la noi acolo să nu vorbească cineva. Era telefon într-o cameră așa acolo, în postul de jandarmi. Asta au fost a două de după ce am făcut plimbarea. Și după aceea a apărut șeful de post și l-a interogat. Îndată l-a luat contact cu dânsul. El a sunat, dar nu m-a interesat să văd, să ascult, sau să-l opresc, să nu vorbească, sau să-mi dea în gând ceva, nu știam. N-aveam cât și știut, ca să ajungă în zile de astăzi și ca să știm și s-au petrecut evenimentele cu adevărat. Scriam, mă interesam, notam datele, notam. Ascultam, poate s-a vorbit el la ușă, mă dam și ascultam. Dar n-am făcut lucrul ăsta. După asta, vine pe șeful de post, îndată l-a arestat. Asta momentan, a apărut o femeie, o parte femeiască și ne declară că în parcul băielor acolo, tot nu departe de restaurantul băielor, de hotelul băielor acolo. Era un parc. Zice, domnilor, un ofițer român m-a întrebat pe mine dacă nu știu, vă o mașină undeva, că îmi trebuie să plec la Râmnicovul. Și mi-a spus, dar noi m-am dus eu și cu sergentul major și l-am reținut și l-am adus la post. M-am dus la poș și l-a închis. El nu știa de ce al care a fost s-a prezentat primul. Nu, asta momentan, după o oră, două, asta se petreșeau. A apărut un sergent major cu bahoane, cu grade pe umeri și declară că în munță acolo mai este un tovarăș de-a nostru, care un locotenent, eu l-am împușcat și el e mort acolo. Și acolo e parașute cu armament, cu muniții, cu dinamite. În momentul ăsta, imediat a sunat la Inspectoratul Craiova de jandarmi și a venit o companie de soldat de la... Dar mai aici nu știu când a fost, că asta în ziua aceea s-au trecut toate datele astea, toate evenimentele astea. A apărut și generalul jandarmeriei a României, Vasiliu. Ei, bineînțeles, nu era o companie. O companie era ce trebuie să fie 200 de oameni, dar o parte din companie, dar se numără companie de jandarmi. Și îndată a trimis soldați și au adus pe șala mort. Au adus aproape o jumătate de mașină de armament. Diferite dinamite, diferite explozive. După asta, au început cercetările. Unul de altul nu știa. După declarațiile sergentului major, odată, a spus că el, comandantul lor, că ei au fost în armata română, dar unde și fel de unde armată și numără de asta, eu nu știu, n-am. Dacă m-ați interesat, aflam și știam. Și spuneam anume cum. Eu
au spus că au fugit toți ei patru din armata română și au fugit la ruși. Rușii i-au trimis la școala de spionaj în Anglia. Așa declarația odată, sergentul major. Dar și Ilan, nu știu ce de declarația odată. Și el era comandantul nostru și noi de pe loc am avut o emisiune și ascultam de locotenentul ăsta care eu l-am împușcat. Și când ne dăm drumul din avion cu parașutele, ne dăm drumul la 5 metri unul de altul pe pământ, cădeam și la 5 km unul de altul. Și am avut așa un program să ne adunăm, să acționăm, să aruncăm în aer băieliul lănești cu armamentele, cu dispozitivele care le avem noi, care le-am adus aici. O jumătate de mașină de fel, o parașută numai cu producții și cu armamente. Ceea ce am văzut. Și acolo la un pârâu din munți, am mai țin denumirea munții la acolo, ne-am aplecat să bem apă. Și eu am băut apă, dar el m-a avertizat mai din ziua, că voi n-ați ascultat ca să săvârșim program care am avut să-l... Și zic, voi ați fost bun de împușcat. El, dacă mi-a spus așa, eu m-am înfricoșat și m-am băut eu apă, s-a plecat să bie și el apă, l-am scos revolverul și l-am împușcat în cap. Și-a murit pe loc și iese după cum se vede, l-a adus acolo. L-a adus acolo, avea pahoană la continent. După asta, noi a vrut ca noi să aruncăm în aer băielul Lenăș, pe Antonescu și pe Mihai. Mihai era plecat. Mihai a stat o săptămână și a plecat. Cine a fost, cred că îndemna să plece de acolo. Și rămăsese Antonescu singur. Dar eu, fiind român, n-am vrut să facem lucrul ăsta. Sânge de români, n-am vrut să omorâm o stațiune întreagă. Armamentul care îl avem, câteva dinamite de cele aruncam în aer tot băieliul lănești. Și n-am făcut lucrul ăsta, pentru că lucrul ăsta ne-a versizat și ne-a... După asta, eu închis pe parașutiștii ăștia trei, pe fiecare aparte, în fiecare și eu le duceam mâncare, vezi, până când la unul m-a întrebat pe mine, de unde ești, camarade? Am luat convorbire cu el. Eu îi spunea că din Soroca, mergea Soroca, sau Filipcă. Dar mi-l am spus, dar zice, dar eu din Cotirian, din familia Cazacliu. Am gradul de capitan și eu știu pe un prieten al meu, Anton Angelini, din Cobâlnea de loc, căsătorit în Șerepcău. Și a început, dacă am văzut eu așa, că el îmi face cunoscut ceva cunoscut, a început să vorbesc cu tot. Dar nu m-a interesat să-l întreb cum îl cheamă. Atâta mi-a spus că e familia Cazacliu. Și el mi-a spus, de dus interesat de familia mea. Eu nu m-am interesat și știut că ajunge zilele astea, anii astea și mi-ar trebui ca să fac cunoscut la alții. Că și s-a comunicat la cunoștința opiniei publice, și așa am văzut eu, nu se potrivește. După aceea am avut cunoștință că cercetările au mers,
Am văzut pe generalul Vasileu cum ochi în ochi, numai n-am vorbit cu el. Și a durat câteva zile, vreo aproape săptămână durată. Și a plecat tot. Și nu m-a interesat cum îl cheamă pe căptanul ăla. Și-a plecat tot. După aceea am aflat și garda cei care îl păzea pe Antonescu, care au rămas, Antonescu Mihai, să plecasă. Aceeași gardă l-a arestat, l-a dus arestat la București. Asta știu, n-am văzut cu ochii, am văzut când a ieșit mașina de apitează personal, nu l-am văzut de atât atunci când am făcut călătoria, atunci l-am văzut personal, am vorbit cu el. Am aflat după aceea, am aflat că i-a spândurat. I-a ridicat și i-a spândurat. Pe dânsul și un general neamț, care era general al armeții germane din România. Și am avut cunoștință, nu mai țin minte, că au zis de prin gazete, dar știu asta precis, că s-a trecut judecata lui Antonescu prin spândurare. Acum am aflat că a fost împușcat. Ideea asta de-a mă, eu nu știu. Eu știu, aici ce am văzut, la post era întotdeauna evenimentele știute, că prin gazete, că prin auzite, prin... dar la postul de jandarmi aflam toate, fiem toate cele. Că eu nu știam asta cum vine. Știu că așa oameni judecați pentru trădare de război sau apărat judecați pe moarte, asta prin spândurare. Alți suspecți, alți învinuiți, erau ridicați pe arm, sau împușcați erau. Dar știu că la inspectoratul Craiova, de jandarm, la curtea marțială din Craiova, erau ridicați la moarte mulți dezertori. Dar nu prin spândurare, că era dezertor de armată, era și eu eram mult. Atunci au fost un moment. Pe urmă îi zica pe ani, era mult dezertor, dezertau mult. Și apoi îi prindeam, îi găsăm, dacă eram la postul de jandar. Și aia am văzut și asta spun. Am aici nu știu cum e drept. Am pușcat sau spândurat. Eu mai judec altfel, după cum am... Românii au luptat cu nemții împotriva rușilor, în timp, 7 din 43 din 40, s-au întors. O slăbit Germania, o slăbit-o. Din punct de vedere strategic și am început a nu mai lupta, am început să se retragă. Și în timpul ăsta și românii s-au retras cu... Și la un moment dat s-au întors românii împotriva nemților și s-au alipit cu rușii. Să lupte împotriva nemților. Și aici este o întrebare. Cât de criminal este omul care e tovarăș de luptă cu un partener și pe urmă să-l ajute, și dezrobește o teritorie sau ce altima este acolo, și pe urmă se întoarce împotriva lui
să-l omoară. Dar pe asta nu știu cum e de judecat. Și datorată la asta, românii tot luptau cu rușii de împotriva, dar tot țineau cu nemți, tot. Au fost mulți. Când s-a încheiat frontul la Tisa, acolo de-a merge armetele rusești, au rămas mulți nemți în România, ofițeri. Și la postul nostru de jandarmă au apărut patru ofițeri. Nu, la o mănăstire, acolo era patru nemți în rază postului băilor olănești. Și ne-am dus și am adus de la mănăstire și patru ofițeri nemți. Din ei, unul știa o leacă românești. Și am adus la și ne ruga pe noi, pe șeful de post, ne ruga să nu-i dăm pe mâna, că așa era ordinul. Orice neam găsit prins, dar mâna rușii îi împușca. Și noi nu i-am dat, fiindcă tot țineau cu nemții, au luptat atâta timp, după cum am spus. Și îi trimite să ducă cum ar putea, să ducă, dacă ar să izbutească, să ducă în Germania, să treacă frontierele și mai așa mai departe. Așa eu și eu să și-am văzut, eu asta am spus. Cum pot să spui cineva ceva dacă nu o văzut? Care nu a fost martor. Cum să spun? Nu poate să spun. Povestirea se face după ce ești vier, dacă ești martor evenimentelor petrecute. Și asta am făcut-o și eu. Și spun așa, dar și știut eu că mi-a și trebuit acum ca să fac cunoscut. Nu notam eu datele și tățele și ascultam și mă interesam chiar declarațiile paraștiștilor. Putem să ascult la ușă sau putem chiar... Poate noi n-aș avut voie să stau în camera cu cercetătorii acolo. Ei, tot am știut. Tot am aflat din... Sergentul major mai era, spunea și ei și-au declarat sergentul, și ei și-au declarat capitanul, și ei și-au declarat și toți. Declarațiile lor. Și după cunoștințele noastre, care atunci de dat, noi, dacă n-aș fi dovedit război din partea rușilor sau, abia și judecați tare aici, practic. Din contră, ei pentru acțiunile lor și dacă războiul s-a întors, s-a dovedit roșie, i-au ridicat, așa după cum am avut cunoștință, i-au ridicat la un rang foarte înalt pentru acțiunile lor săvârșite. Nu prin tentativă, dar prin acțiune pașnică, pot spui. Fără vărsare de sânge, fără explodarea clădirilor sau regiunii. Și asta. Acum, dacă ar fi să am posibilitate să mă pot duce la băile olănești, acolo, m-aș interesa, trebuie să știu arhiva postului. Cred că pe acolo nu a fost război ca să piardă arhivele. Și aș găsi, trebuie să știu, ceva trebuie să știu, din momentele cele, cu Paraștiții, cu Antonescu, cum a venit Mihaicu, cu Antonescu pe 2 săptămâni pentru odihnă în băile olănești, cum el a stat o săptămână și a plecat, Mihai și a rămas Antonescu singur, cum eu am fost în premlare cu Dărzi, i-am condus, aș afla, trebuie să știu toate, trebuie să știu în arhiva postului. Așa că am fost, am avut așa,
momente neașteptate. Am vorbit cu Antonescu, acum aș vorbi cu un prieten al meu. El a vorbit frumos, eu m-am prezentat frumos. Să trăiți, domnule mareșal, el a îngândurat, mi-a răspuns, zice, camarade, Basarabia e ocupată de bolșevici. Îngândurat, zice, el știe, în momentan la două dată au fost arestarea lui, aceeași gardă care l-a păzut până atunci, aceeași gardă l-a arestat și l-a dus. În legătură ca și al care a sunat, ofițerul și al care a sunat la telefon, a fost în legătură, așa am avut cunoștință, a fost în legătură cu comandantul gărzii și ei care îi păzea de Pentulescu. Spionaj. S-a produs un fel de spionaj foarte, foarte, foarte interesant. Să devie așa ceva, să aibă legătură din garda lui Antonescu, și al lui Mihai era, al lui Mihai poate aparte era de asta, nu știu. Și un reprezentat și bun legătură cu niște părăștești, ca să spune. Și bine s-a produs pașnic. Nu cu atentat, cu vărsări de sânge, cu aruncări de diferite explozive. Nu. A acționat foarte bine. Locotenent, cel care l-a împușcat sergentul acela, era un fel de om agresiv și a vrut să facă ca să arunce aer. Și aici nu a ascultat de lucrul ăsta. I-a pus capăt zilelor sergentul major Locotenent. Și l-a adus în băie, l-am pus într-o... Aveam în afara postului, aveam un țărăie și într-un capăt aveam bucătărie și într-un capăt cameră de lemne, de diferite scule acolo. Și acolo l-au adus și acolo l-au pus, mort, îmbrăcat cu ciboti, cu cizme foarte bune, ofițerești, în timpul era bune. Uniformele, ofițerești mai ales. Și l-am prăjit, mori s-a prăjit, nu știu câte zile o să aibă două zile, și l-a dus și l-a îngropat. L-a luat și l-a îngropat. Cred că am văzut cu ochii mei lucrul ăsta. Dar mănunțit, nu pot să spun, că n-am fost în camera care declară așa. M-am rezumat. Știam despre declarațiile și mai principalul știam. Ea s-a declarat după cum a spus, ei nu au vrut să omoare un complex de băile olănești acolo era câțiva clădiri, era, dar prin mod pașnic.